De mame minore din Prahova au beneficiat de bursele de 700 de lei pentru a nu-și abandona școala. Din ianuarie și până la jumătatea lunii iunie, 75 de fete de 13, 14 și 15 ani au adus pe lume copii la maternitatea din Ploiești. Alte 258 de copile sub 18 ani au născut la aceeași maternitate în 2022 și 2023. România riscă să piardă 2 miliarde de euro bani europeni. Cererea de plată cu numărul 3 din PNRR a fost suspendată pentru că țara noastră nu și-a îndeplinit 6 jaloane. România mai are o lună la dispoziție să realizeze acest proiect, altfel nu va mai primi bani, avertizează Comisia Europeană. Ministrul fondurilor europene spune însă că sumele pentru jaloanele îndeplinite vor veni totuși. Adrian Căciun, 3 intervenții pentru Digi24. 2 miliarde este valoarea totală a sumei de drept și noi vom avea o plată parțială. Și de această sumă netă și o plată suspendată. Deci, siguranța vom lucra să nu pare parte de acești bani, evident. Însă, sunt fel de jaloane care au rămas în discuție, pentru care vom fi emisiuni suspendate de jaloane la plată de euro îndeplinit pentru ce libera del fumo del vento.